Spectacole în aer liber, un astfel de eveniment are loc chiar acum în București, la opera comică pentru copii, acolo e și colega mea, Andreea Milea. Andreea, bună seara! Trebuie să recunoști că ți-ai amintit cum este să fii copil astăzi. Opera comică le-a oferit un spectacol în aer liber. La opera comică pentru copii, dragă Andra, bună dimineața tuturor, prieteni, este restartul, dacă vreți, stagiunii de spectacole pentru copii și cred că este o premieră în România. Și la această oră sunt evenimente în desfășurare. În capitală, colega mea, Ana Maria Barbu, este la opera comică pentru copii. Bună seara, Ana! Bună seara, Andreea! Bun găsit doamnelor și domnilor și la mulți ani tuturor copiilor! În București, primul eveniment public a fost dedicat copiilor de ziua lor. A avut reguli stricte, care însă nu le-a răpit celor mici bucuria.